la chestia asta. Deci, 900, aici 100 puțin, dar întrebarea e dacă ai 1000 de poze, ai făcut 1000 de poze undeva și vrei să te pui pe net. Și înainte trebuie prelucrat. Și cum faci asta? Ce prelucrări înseamnă? Culori? Dacă încadrarea nu e bună, trebuie modificată încadrarea. Și sunt tot felul de prelucrări care le faci înainte, plus, dacă le pui pe un server pe ceva, e posibil să vrei să dai fiere de numirea imaginilor, să aibă un nume de genul fotografie de la nuntă 001, fotografie de la nuntă 002, poți să dai de denumire, sau poți să ai resize, dacă e fotografie foarte mare din aparat, să le faci. Și cum faci asta automat pentru un depozit? Păi și chiar de asta? Da. Și chiar de asta? Nu așa fac. Interesant. Mă pasionează că am făcut multe lucruri pe poze. Deci, poți să obții Picasa, dar nu e suficient, nu? Picasa nu are denumire, nu are dimensionare, nu poți să pui watermark. Ok, soluția e o combinație între Picasa și Fanviu. E posibil să existe și o altă soluție, asta e soluția pe care o folosesc și mi se pare foarte ok, folosesc de mult timp, dar e posibil să fie și altă soluție. Care e cea de-a dat-o? Picasa? Casa și Irfan View. Nu de Orfan, Irfan View. O să primiți prezentarea cu mine tot. Așa se întâmplă dacă mergeți să descărcați pe casa. Este disponibilă în română și în engleză. O să dau informațiile de prezentarea asta și pentru interfața din română și pentru interfața din engleză. Duceți la Picasa, descărcați, instalați. Doar am niște opțiuni acolo de genul dacă alte browsere îți pun Bing sau AVG, cum spuneam că am în pauză, Picasa îți pune Google default. Deci fiecare are opțiune acolo. Vreau ca Google să fie până la un standard. Fiecare cel doar. Așa arată programul. Deci, vin aici în stânga. Scanează unde îi dau eu să scaneze. În momentul ăsta specific, i-am specificat, vreau să scanez într-un singur folder și în folderul respectiv am pus... vedeți? Numerată? Da. Așa. Sunt trei foldere acolo, în care am pus niște poze. Aici am dat niște informații, cea mai uploadat recent, capturi de ecran, nu știu ce. Aici îmi arată, odată ce selectez unul din folderele de aici, îmi arată pozele din folderul curent. O să selectez. Dacă aș avea mai multe poze, le-aș putea selecta. Aici mi apare selecția, ca să știu exact cui aplic un anumit lucru. Aici mi apare selecția, să știu ce am selectat. Aici pot să pun steluțe, o să revin la steluțe, pot să rotesc imaginea. Bun, ăsta e programul. Deci, un lucru de înțeles ar fi Watch Photos. Când instalați programul, vă întreabă. Vreți să scanezi tot hard disk-ul sau vreți să scanezi doar mai tot? Nici măcar nu-ți dă opțiunea să nu scanezi nicăieri. Te întreabă unde vrei să scanezi. Și dacă îi dai să scanezi tot hard disk-ul și aveți poze prin tot felul de foldere, o să îngreuneze procesul. Sugestia mea este nu-i dai să scanezi tot folderul, tot calculatorul, să îi dai să scanezi doar în My Documents. Apoi, aveți aici, aveți în prezentare pagini de deschis exact, trebuie să mergeți la trebuie să mergeți la instrumente, tools și are la folder manager, este manager dosare și vă alegeți ce folder să scaneze. Aici am dat să scaneze un singur folder, am scos mai documente de tot, pentru că nu am mai documente să scaneze standard. Am un folder în care eu când am de procesat pozele, pun acolo, le procesez cu picat, și după aceea le scot de acolo. Pentru că aș avea aici o listă foarte lungă și mi-ar fi foarte greu să găsesc ceva rapid. Ok. Bun. Așa arată când mă duc la folder manager. Aleg un folder și mă întreabă. Vrei să scanezi o singură dată? Vrei să-l scot din pic asta? Asta pot să le dau remove. Sau scan always. Dacă eu pot să zic, de exemplu, folder my documents, întotdeauna tot ce pun acolo o să vine afișele în watch folders. Ok. Vă întreb. Aveți 500 de albume. Cum faceți... Okay. N-am nicio întrebare, nu pot să formulez o întrebare. Ideea e că vă dau direct sugestii. Sugestia nu e întotdeauna dacă aveți foarte mult... Dacă gestionați 3 albume, nu contează cum le înveți. Dacă gestionați câteva sute,
Sugestia mea este să faceți întotdeauna așa. Să puneți întâi anul, după aceea luna, după aceea ziua, când a fost făcută fotografia. Eu pun și pix ca atunci când dau find și mi-apare folder, nu știu că ăsta e un folder cu poze. Deci, inclusiv de numele folderului, îmi dau seama că numele cu poze. După aceea pune evenimente, și locația. Aici n-am fost locația, trebuie să-i pun și locația. Deci, an, lună, zi, pix și vid. Titlul evenimentului, dar despre ce e forma și locația. Și am din, exact din titlul respectiv, am o grămadă de informații care ulterior pot le folosesc pentru căutare. Pot să caut toate pozele care au loc într-o anumită locație. Și marea avantaj al folosirii structurii acesteia de nume e că eu, dacă dau să sorteze fișierele după nume, mi le afișează exact în ordine, adică nu trebuie să-i dau, sortează fișierele după dată. Pentru că data poate să fie afectată. De exemplu, dacă eu modific pozele dintr-un folder, nu mai e data respectivă. După aceea nu mai apar în ordine în care vreau eu. Așa, dacă au numele exact ăsta, mie mi-apar întotdeauna toate folderele în ordine în care am eu nevoie. V-am spus, are sens când aveți mai multe folderi. Adică că da să punem întâi luna, luna, ziua. Da, dar... Dar nu se ordonează. Da. Se ordonează mai bine așa. Da. Dar este mai... Și iarăși, e mult mai ușor să faci când ai făcut albumul, să zici, să ai o regulă, să o respecti. Întotdeauna pun ceva informații din titlu, ca să ulterior, când văd numele respectiv, să pot să-l înțeleg. Decât, doi ani după, să stau să îmi organizez toată arhiva de poze. E mult mai neplăcut. Da? Bun. Au aici pozele și... Să zicem că am un poz, am un folder în calculator care are toate pozele pe care le-am făcut la eveniment. Îi zic că albumul e folderul chiar așa, îi zic toate și acum pun toate pozele. Apoi, prin interfața asta, aici îți apară multe imagini și poți să dai de la o imagine alta. Next, 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 next. Așa? Și poți să dau steluță, diferit steluță. Și am space, da? Și dau stânga-dreapta și trec prin, să zicem că am 100 de poze. Dau cu stânga-dreapta prin toate pozele. Și când găsesc o poză care e aici, ok, care îmi place, care aș vrea să o procesez ulterior, apăs space. Nu procesez atunci. Deci, prima dată trec o dată prin toate câte poze sunt și apăs cu space, îmi fac o selecție inițială de pozele pe care vreau să le lucrez. Ideea e că vreau să separ procesele. Eu aș putea să procesez pozele și acum. Dar vreau să separ cât mai mult procesele și mă ajută să fac lucrurile mai rapid. Adică dacă am o etapă de selecție, fac etapa de selecție rapid. Dacă am o etapă de prelucrare, fac etapa de prelucrare rapid. Dacă am o etapă și cu selecție și cu prelucrare, lucrurile mie personal devin confuz. Și atunci, trec prin toate pozele. Dau space, poză, poză, space, poză, space, poză, space, tot așa. La sfârșit, o să fac un folder. Am făcut acolo un folder, îi zic alese, nu știu. Selectat, cum vreți voi, îi zic alese. Pun o poză acolo. Apoi am opțiunea să copiez toate pozele cărora le-am pus steluță, copiază-le în folderul alese și după aceea, pe folderul, în folderul alese, încep să prelucrez datele. Da? Aici am făcut folderul alese, aici am folderul toate, am selectat pe steluță o singură poză și am copiat-o în alese. Bun. Așa arată când dau steluță, când am pus steluță, îmi apare așa, nu are așa animație, pot să dau de bifez, dar am animație. Bun. Și am aici mai multe funcții de retușare a imaginii. Acestea sunt funcții. Crop înseamnă că dacă am făcut o poză și am încadrat-o greșit, de exemplu, e poză orizontală și trebuie să fie verticală. Sau, nu știu, se vede ce fac atunci se fac. Mi-e foarte ușor. Dau crop, selectez, e rapid. Straighten. Prietenul meu util, de exemplu, la mare, fac o poză și iese mare înclinat. Și vede că e o poză ceva în regulă acolo. Mi-aș fi foarte ușor să pot să îndrept imagine. Și straighten e pentru ajustări sumare, că nu 90 de grade, dar o ajustare sumară. Nu rotație foarte mare. Rendai, la unele camere, este o croș și te ajută la lumea lucrurilor roșii.
Thin light. Mi-e foarte util, eu fac poze fără blitz, de multe ori. Și mi-e foarte util, dau thin light și crește luminozitatea. Nu are și alte funcții, dar le folosim mai puțin. Acestea sunt mai multe. Crop, să aleg doar o porțiune. Straighten, să drept imaginea. Red eye, să înlătă ochii roșii. Și thin light, să pun lumină. Ok. Bun. După ce terminați de prelucrat toate pozele respective, dați save. Când ați dat save, el o să vă facă un folder în care să vă copieze lucrurile. Aveți aici informații despre cum se deschide fișierul. Ideea e că trebuie să afișeze fișierele ascunse în Windows. Asta e o setare din Windows, să afișeze fișierele ascunse. Și odată ce faceți asta, puteți să ștergeți folderul în care el o să salvează backup. Ideea e că am salvat toate pozele în folder cu toate, am copiat în alese pozele pe care vreau să le prelucrez și le-am prelucrat acolo. Și el cu toate astea mai face o copie de siguranță. Eu nu vreau copia respectivă de siguranță, nici nu e în controlul meu. Adică nu e în controlul meu ce variantă a fișierului salvează el acolo. Atunci n-am nevoie de funcția respectivă, nu are nicio opțiune să dau disable, dar o șterg manual de fiecare dată, șterg folder. Mă ajută lucrul acesta să știu, de exemplu, am un folder cu 1000 de poze și să zicem că aplic mici retușuri la 500 dintre ele. Când am dat save, când am salvat 500 de poze, practic, mi s-a mărit foarte mult dimensiunea folderului. Și eu îl trimit mai departe, dau semn, nu știu ce, și alin la foarte mulți oameni cu tot un folderul respectiv. Și mi-e utilă funcția respectivă ca să șterg folderul. Și ăsta unde se localizează? Îl găsește imediat? Sau e chiar... Tot acolo, în folderul ăla, face el acolo? Da. Exact. Când salvează folder, face și o copie de backup. Și îți permite să dai în mult. Aici nu mă lasă, că n-am făcut modificarea, dar orice modificare fac, până opresc programul, pot să dau undo. Aha. Și chiar și după ce am oprit și programul. Aia e copia de rezervă, asta o face el și... Da. Dar mie nu e utilă funcția respectivă și îndublează, mărește mult spațiu, da? Mai salvează o dată copiii imagine. Încă o funcție pe care o folosesc foarte mult în program este în feeling lucky. Când am copiat în toate în alese, selectezi tot ce e în alese și are o chestie, ai feeling lucky și îți lași programul destul câte singur. Și în general se descurcă destul de bine să pună contrast și luminozitate la imagine. Nu face o treabă excelentă, dar face o treabă mult mai bună decât dacă stai, adică depinde câte poze ai. Dacă ai o poză de prelucrat, o să faci manual cum o dorești. Când ai 100, poți să dai în feeling lucky și o să obții un rezultat mai bun decât dacă n-ai fi dat în feeling lucky. Când fac una, de obicei, pun în Photoshop. Și acolo am mult mai multe opțiuni decât toți mă fără aici. Da. Aici e ca să am niște chestii de bază. Poți să downloadezi
pachetul de limbă pentru Irfan Viu. Din păcate nu merge pentru varianta curentă, pentru că n-a mai fost adaptat. Și atunci trebuie să caut pe internet, și aveți soluția despre cum se face asta, trebuie să caut pe internet o variantă mai veche de Irfan Viu, specifică pentru pachetul de limbă română pe care l-am. Asta e, nu știu, 3, 5, ceva genul ăsta și mai era 2, 7, o chestie de genul ăsta. Adică trebuie să mă uit aici ce pachet de limbă am, care e disponibil pentru o anumită variantă, și să mă folosesc un site specializat... Da. Trebuie să folosesc un site specializat pentru Irfan Viu în română. Ok. Bun. Așa arată programul. Asta e fotografie făcută de mine cu telefon, nu e foarte magnifică. Acolo sunt sus niște opțiuni. Ce place mie la programul ăsta e că e foarte, foarte rapid. Ce singurul care nu-mi place este că n-are, avea ACDC-ul mai de mult, un program de grafică, e și acum, dar avea funcția de mulți ani. Dacă aveam 100 de poze și dădeam la poza următoare, voiam să navighez, în timp ce mă uitam la poza curentă, el încărca și fotografia care vedea că urmează în listă. Și atunci când dădeam Next, nu citea atunci și încerca să-l decodeze. El deja avea citită și doar o afișare. E, nu are funcția asta. Altfel, e un program suficient de repede, rapid, încât nu simt mare. Adică apăzi Next și e aproape instant. Nu e ceva semnificativ. Dar nu aș fi fost utilă. De exemplu, dacă ai o fotografie foarte, foarte mare și dai Next la Irfan Viu, o va citi atunci, va dura. Da. Da, e la excepție. Altfel, e un program foarte ok și e programul meu curent. E mai ok. ACDC e bun pentru funcția respectivă, dar are alte probleme care mă fac să-l favorizez. Ok. Deci, acolo sunt tot felul de unelte pentru editarea unei fotografii, una singură. În schimb, eu o să merg la File, la Batch Conversion, și o să-mi apară o chestie de genul ăsta. Și am sus aici, aici îmi afișează folderul în care sunt în prezent. Trebuie să mă duc să dau click pe Add sau pe Add All și să-mi adaug pe toate fotografiile aici. Astea sunt fotografiile care mi le prelucrează. Și am opțiunea de, aici conversie, adică să fac din fișier JPEG, PNG sau din JPEG să fac tot JPEG, dar să-i pun niște opțiuni. Aici? Da. Aici, dacă am o listă de fotografii... Da, și vreau să le... Da, vreau... Da, da. Ordinea care le prelucrează, adică nu e... A, nu, altceva. Ordinea în care prelucrează programul. Bun. Deci aici am opțiunea de a converti fișierile sau... Inclusiv să le păstrez în același format, dar să îmi facă niște mici ajustări. La opțiuni pot să pun niște setări pentru fotografii. Și la Advanced, iarăși, aici opțiuni sunt pentru opțiuni pentru formatul JPEG sau pentru formatul PNG sau pentru formatul care salvezi imaginele, am niște opțiuni specifice formatului respectiv. Iar la Advanced îți spun, vreau să convertești în JPEG folosind niște setări avansate și aici le setez. Pot să merg la Rename și să zic, dacă am 100 de poze și vreau toate să fie fotografie de nuntă, minus poza 001. Da? Aici îi stabilesc un pattern și zic aici cu 3 de die sau 2 sau cât doresc, formatul numelor 001 sau 01, cum doresc eu. Da? Aici îmi spune unde să pună, deci el prelucrează pozele alea, unde vrei să-ți le pun. Și aici mă întreabă unde să le pună și aici îi dau start batch. E intimidant pe față de opțiunea programului. Dar dacă stai și te uiți un pic, nu sunt atât de înspăimântat. Deci, aici sunt opțiunile, odată ce am setări avansate pentru imagini, ca să fac niște ajustări. Și mă întreabă. Aici e pentru redimensionarea imaginii. Mă întreabă. Cât să fie maximul fotografiei? Da? 1000 de pixel, centimetri sau inci? Sau vreau marginea cea mai scurtă să fie nu știu cât. Sau ca procent. Vreau poza să fie 30% din cât e acum. Preserve aspect ratio. Aici îmi spune că dacă micșorează lățimea, se micșorează și lungimea în același timp. Atunci se trebuie bifat asta. Aici e o funcție care îmi dă calitate mai imagini procesate, calitate mai bună. Aici e o funcție interesantă. Dacă nu obiectez cu asta, obțin niște poze și date. De genul, vreau să redimensionez pozele la 1000, la 640-480. Vreau să redimensionez toate pozele. Dar am să zicem niște poze mai mici de dimensiunea respectivă. Dacă nu e bifat opțiunea asta, el le mărește pe cele mici. Probabil nu doresc asta.
Okay. Îi dau să convertească și stă la fiecare proces în proces. Nu știu ce, a ajuns aici și mi se înclipă, îmi repește fără asta cu viza terminat. Dacă l-a lăsat în contact. Bun. Cum schimb formatul pozelor? Are opțiune. În ce format vrei să salvezi? Este o prima de opțiuni. La fiecare dintre ele are multe opțiuni de salvare. De exemplu, mi-e util varianta asta pentru a face favicon. Dacă fac un site, mi-e util să fac un favicon, pot să salvez cu formatul ăsta ca icon. Sau dacă am fișiere în format PNG și vreau să salvez ca JPEG. E foarte util. Alte lucruri. Bun. V-am zis de rename. Deci poți să ai un format de genul poze iar un docent, vine număr. Deci eu am pus aici DS, dar programul completează automat ca un număr. Da? Și mă întreabă ce vrei, vrea și name, opțiuni, mă duc la opțiuni și aici am dă mai multe opțiuni. Poate să ceapă numărătoare de la un anumit număr, poate să-l ia din 10 în 10 dacă doresc, nu știu. Cum pun watermark? Voi familiar știți ce-i watermark? Dacă eu sunt un fotograf, și vreau să-mi pun în mijlocul pozei. Ceva care te-a da, nu îmi plac foarte mult cu cei care pun chiar în mijlocul pozei, dar undeva discret într-un colț, la o grafică privut. Mă ajută să pun... Dacă am o poză, pot deschide în Paint, în Photoshop și pun watermark respectiv. Nu e problemă. Complicat este când vrei la 100 de poze. Și atunci te ajută programul, are niște opțiuni. Să fie într-un colț, să încarci o imagine, dacă vrei un anumit text să scrie, da? Și te ajută să setezi lucrul respectiv. Bun. Un aspect este legat de compresia fișierelor. Aveți opțiunea să comprimați fișierele JPEG și să faceți dintr-un fișier mare JPEG o fotografie enormă, să faceți o fotografie ceva mai mică. Și aici sunt opțiuni de compresie a datelor. Da? Și vă ajută să aveți dintr-un fișier mare, dintr-un fișier mic. La JPEG, vă recomand să puneți sub 90, decât cu rarele excepții în care, în cazul în care aveți un fișier care țineți extrem de mult, să arate foarte bine, puneți peste 90. De obicei, între 70 și 90 se vede fotografie destul de bine și între 50 și 70 e o compresie foarte mare, dar e vizibil scăderea de calitate. Sub 50 e deja foarte, foarte slab calitativă, chiar dacă și la un moment dat nu mai e nici măcar mare beneficiu la dimensiunea imaginii. Deci, după ce compresie de imagine, se referă la salvarea în JPEG și la cât să salvezi în JPEG. Și puteți să salvați destul de mult. Mai există la PNG. Puteți alege ce dimensiune să aibă PNG-ul și... E în Photoshop, fișierul din Photoshop se cheamă o extensie PSD. Imaginea o PNG. Ia că sunt tot fără, nu mai departe. Ok. PNG nu știu ce fișier. Aceasta este bara de opțiuni din Irfan View. Mie mi-e foarte util să aleg opțiunea aceea, să-i pun o lățime și o culoare și să fac o chestie de genul ăsta. Deci așa fac foarte ușor. Deci deschid imaginea, apăs F12 când apare toolbar-ul ăsta, selectează automat, iar când am apăsat F12, selectează automat lucrul ăsta și tot ce am de făcut este să grifez asta. Deci, dau Enter, am deschis poza, apăs F12, mi-a apărut ăsta și doar selectez. Mi-e foarte rapid să fac asta, foarte facil să fac asta rapid. Ok. Vorbesc acum despre cum să faci backup. Este un laptop. Este un laptop MacBook. Cred că e MacBook Pro. Deci cred că e un MacBook. Ce să faci backup? E un motiv foarte simplu. Pur și simplu pui în balanță beneficiile cu costurile și de obicei, când în cazul backup-ului, beneficiile sunt mai mari la costuri. Asta e tot avantaj. De ce să-ți faci backup? Pentru că m-am dat acum niște motive.
Ideea de neprevăzutul se întâmplă de obicei. Și sunt foarte... Deci, cum îți faci backup la televizor? Nu poți. Cum îți... Știi, sunt multe lucruri importante de asta la care nu poți să faci. Dar în domeniul IT poți să ai același lucru duplicat. Au fost destul de mic. Da? Deci sunt, există tot felul de evenimente, nu știu. Curge niște apă pe calculator, nu știu. Poate să întâmple, da? Fulge, nu știu, abar. Și hard disk-urile pică pentru că pică, fără niciun motiv, explicație și... Au pățit cu poate de acasă. Când am avut prima dată primul calculator, oamenii și-a făcut o lucrare de grad, gradul 2, mi se pare, și-a făcut-o la calculator. Și-a făcut un program și am citit undeva, fișierele ocupă mult și trebuie salvate pe dischete. Fișierele mult trebuie salvate, mult trebuie salvate pe dischete și comprimate, că atunci au obținut cel mai bun. Și am luat tot ce-a făcut. Toate documentele care au lucrat, le-am comprimat, le-am pus pe o dischetă, am pus discheta multivolum, adică prima dischetă continua cu a doua, și din cele două dischete una s-a stricat, nu puteai să folosești celălalt volum fără să ai acces la celălalt, și am pierdut doar data. Lucrarea a fost ok, a susținut, o susținut, era ok, dar n-am mai avut nimic din toată data de acolo. Și asta a fost în cea primă experiență. Ulterior, mi-am luat mai calculator și nu știu care era treaba, nu mi-a explicat ce se întâmpla, dar avea un program de utilitar care trebuia să-ți facă calculatorul să ne aibă la mine și eram așa. Dacă ai utilitar, trebuie să-l folosești. Și puneam utilitarul și nu mai formea nimic la calculatorul. Și ce l-a reparat. Nu puteai să repari singur. Nu exista varianta la 97. Ce l-a reparat. Vedeai cu el? Hai să repar de nou. Am făcut asta de 3 ori. Până la unul mi-a zis că avea el calculatorul de defect. Era ceva de regulă în viață. Da. Dar imaginează-ți, nu mai merge calculatorul, trebuie să duci cu el la Constanță, e așa un efort, o chestie, nu? Să strică calculatorul. Da. Sau eram la pronuncă și lucrezi o oră, salvezi? Nu. Hai să mă duc la scriu. Salvezi? Nu. Nu mai știam, că așa trebuia, dar am făcut de 2 ori în ziua respectivă. Am lucrat o oră. Și la sfârșit m-am întrebat, salvezi? Am dat, după aia am mai făcut un alimentat proces și am mai făcut acea lucru. Am acum, frustrat de câte chestii de genul ăsta mi s-au întâmplat, am un program care tot ce tastez, salvează. Deci, orice tastez, el salvează undeva. Nu. Se cheamă keylogger. E, de fapt, el, sunt programe nerecomandate. Antivirusul trebuie să-i spun. E ok programul ăsta, ai încredere în el. Nu e de. Deci îmi salvează tot ce tastează, îmi salvează într-un fișier și chiar dacă îmi salva curentul, chiar dacă nu așa, măcar la o adică găsesc ceva pe acolo, caut la gunoi și mai găsesc pe acolo. Nu e excepțional de funcțional, dar îmi face treaba destul de bună, adică m-a fost util în câteva ocazii. Bun, la ce să faci de acolo? Acum trebuie să stabilești ce e important pentru tine la nivel profesional și la nivel personal. De exemplu, fișierele de lucru, la ce lucrezi acum. Dacă acum ți-a calculatorul și nu mai ai acces la nimic, poți să le pierzi. Apoi poți să pierzi fișiere pe care le ții undeva. Și erau relevante acum un an, dar e posibil să fie relevante și peste 3 ani. Și ar fi bine să le iei și le acum încolo. Lucruri care îți plac ție, niște lucruri care te legăleagă de familie, de nu știu ce. Sau lucruri pe care le vizitezi pe un site, da? Vizitezi un site, îți place, vezi un clip, vizitezi o pagină, îți place în mod de un subiect, vrei să o salvezi. Iarăși o să aveți lucrurile legate de ego. Dacă eu am stat și am lucrat la documentul ăla, eu vreau să salvez documentul ăla pentru posibilitatea fădată să-l cauți. Pur și simplu, gândul de a-l șterge și de a așa, nu mă mulțumesc. Deci vreau să-l salvez. Nu, asta e legal. Poftim? De ce prezinti toată asta în legal? Da. Și posiune tot de... Da, o să vă spun tot de... Activare, adică aveți un sistem de activare ierarhic, prezentări sau documente Word sau... asta cred că e important. Cum de artifest să se găsești ușor. Așa dacă le pui într-un folder și artifest și formă. Structurarea. Structurarea informațiilor. Uite, eu poate am abordat-o și e foarte bună întrebare și o să modific în prezentare să pun și partea asta. Spun soluția care folosesc eu și o să fie și în document acum. Deci, legat de salvat ca document, docx, ppt, excel, pdf, eu nu fac asta. Fac așa. Am muzica într-un folder.
Da? Am fost de muzică și acolo îmi organizez muzica cu studiu. Dar organizată și în fondul muzică are niște criterii. Am fondul cu filme de văzut și am niște criterii după care îmi stabilesc la ce mod. Dar la documentele de lucru, nu îmi pun mixerul într-un loc, PDF-ul într-un loc, textul într-un loc și două fixurile într-un loc. Le pun pe proiect, nu pe... Așa. Dacă, de exemplu, lucrez acum la un task și lucrez toată ziua la un task, fac un folder cu 2013-06-29, numele, dau un nume ce face am făcut azi, și pun acolo toate fișierile pe care am, în care am lucrat astăzi. Asta, asta e criteriul. Și am un folder pe proiecte și pot să văd zilele la care am lucrat la anul în care. Ăsta ar fi criteriul meu de sortare datelor. Cum le organizez? Dacă am un proiect care era acum 5 ani, ăla e mult mai puțin important pentru mine și dacă l-am închis și nu mai am nicio relevanță, nu le știu. Dar am un folder în care zic arhivă. Și e lista cu proiecte vechi, fac o arhivă cu tot proiectul respectiv și le pun pe arhivă. Da? Am documente pe care le-am scris. Am un folder în care sunt doar documente pe care le-am scris, grupate pe an și iarăși ierarhizate cu 2013 plus 06 plus 29 cu nu știu ce. Da? Punct. Documentele pe care le-am scris. Documentele pe care le-am citit. Dacă am un document care l-am citit și mi-a plăcut un alt servit, am folder cu documentele pe care le-am citit. Lucruri pe care le am un jurnal personal. Scriu, nu știu, filmele pe care le văd, cărțile pe care le citesc. Chestii care sunt importante. Mie am niște care jurnal. La business am așa. Am chestii proactive la care eu trebuie să fac ceva. Adică eu trebuie să ca proiectul să se desfășoare. Am chestii reactive. Și exact așa se bate, practic și reactive. La care am nevoie de acces la date, dar vin oamenii peste la mine. Și atunci nu trebuie să mă uit constant la lista de proiecte, că mi se zice, fă chestia aia. Ok, am făcut, am rezolvat. Și atunci am proactiv și reactiv. Dar poate, apoi am contabilitatea într-un loc, am lucruri utile mie într-un loc. Am un folder backup în care cupez într-o anumită formă lucrurile pe care tot le fac pe cap. Am un folder kits, kituri, în care salvez kiturile. Nici măcar nu e relevant kitul, cât faptul numele programului pe care instalez Windows să iau din nou, dar să știu ce am instalat. Și le faci și o activă folder de astea sau doar puneți folder și share? Depinde ce, despre ce vorbesc. Dacă vorbesc un proiect încheiat acum 5 ani, îl activez cu siguranță. Dacă vorbesc de ceva pe care îl accesez în fiecare zi, cu siguranță nu îl activezi. Undeva între astea trebuie să stabilești o sus balanță, nu știu să zic care. Folosești la activa sistemul de activare în Windows? Folosesc cu erar, dar îl folosesc cu arhivă zip. Pentru că... zip, arhivă tip zip. Fac zip pentru că e cea mai populară și diferența între zip și erar există, dar nu e atât de semnificativă. Și prefer compatibilitatea. Dacă îți dau un zip, și Windows are zip. De când rar, trebuie să spui rar ca să-l folosesc arhiva. Și atunci fac zipuri cam orice. Nu prea folosesc rar. Sau dacă folosesc rar, folosesc pentru chestii care știu că doar eu le-aș folosi. Și atunci ar să-l descarc. Bun. Deci, îmi salvez lucruri care fac plăcere, lucruri pe care le-am scris, sau pur și simplu lucruri care am interacționat. Asta pare foarte mic. Dar vreau să momentul, dacă spun acum că stai o oră pe internet și trebuie să aveți ce ai făcut pe internet, nu am nevoie. Dar dacă spun că peste 3 zile o să vrei să te uiți la clipul care ai dat astăzi și nu o să mai poți în momentul, adică importanța asta nu e când îți spun acum că stai o oră pe internet și vrei să aveți, se pare nulă. Dacă îți spun că peste 3 zile o să vrei să citești o chestie care ai citit-o și nu o să mai poți, o să poate înțelegi și importanța asta. Cât costă? Păi te costă un hard disk extern. Sau te costă DVD-uri, sau nici n-am dat exemplu cu DVD-uri, trebuie să pun și adesea extens sau DVD-uri, sau mă rog, o altă chestie de stocare. Dar, în opinia mea, costurile în bani sunt mult mai mici față de benefici. Dropbox e gratuit până la câțiva giga, dar există și alte soluții decât Dropbox. Asta trebuie să detaliez la costurile bani. Deci, există Dropbox și există alternative la Dropbox care îți dau până la 50 de giga gratuit. În principiu, asta e limita. Dropbox e că le pui undeva pe un server, într-un cloud sau ce? Dropbox este într-adevăr o soluție de stocare în cloud. Îți faci undeva un folder în calculator și folderul și fișierele pe care le pui acolo sunt sincronizate automat. Cu
Condiția este ca programul să fie pornit continuu în calculator, se instalează singur și pornește singur, dar ca sincronizarea să aibă loc, trebuie ca programul să fie pornit. Ok, o să detaliez cum îl folosesc pe Dropbox. Un mare cost e costul un efort și neplăcere, că trebuie să-ți faci proceduri și nu că ai plăcut să stai să faci ce ai făcut azi. Am arhivat date. Știi, nu e cea mai plăcută metodă de a reduce timp. Dar mie îmi pare că merită inclusiv partea asta. Un procent din timp să-l țin aluci pentru organizare și pentru salvarea în caz de... Și iarăși neplăcere, dacă salvați pe Dropbox și o să aveți la un moment dat sentimentul că la prea nu mai stare voastră. Adică l-am salvat pe Dropbox, l-am pus pe net, chiar dacă nu este așa, sau Gmail. O să vă dau soluții să faceți backup la clientul de e-mail. Ca să faci backup trebuie să ai e-mail-ul și încă într-un alt loc sau două. Și atunci o să ai sentimentul că e-mail-ul de fapt mai altă. Plus va apare situația asta, cum este să se rezolvă prin softurile astea, de duplicare sau de evidența backup-urilor. Adică ele, în momentul când scriu, faci un backup, vii cu al doilea backup, o anumită perioadă, anumite fișiere, probabil că sunt totale sau eu știu cum, care e duplicare, deci cum îți faci? Te ajută programele astea să faci ceva sau trebuie să o faci tu cu al doilea pe care ții intuitul? Nu e relevant cum lucrez eu la întrebarea asta. Eu lucrez cu capul meu, dar sunt programe care te ajută să ai soluții redundante. Adică să ai salvare de acum și după aceea să faci salvări incrementale. Deci există software care te ajută să faci lucruri de genul ăsta și sunt foarte utile pe partea asta. Asta, în schimb, sunt pentru salvarea. De exemplu, e util să salvezi tot folderul tău documente. Deci dacă ai mult un volum mare de date. Sau tot hard disk-ul, dacă vrei, de exemplu, să-i faci o copie. Dacă vrei să-ți salvezi anumite chestii punctual, sunt ok și soluții precum Dropbox. Să-ți pui tu singur fișierele în Dropbox sau lucrezi numai în Dropbox. De ce ai face backup? Pentru siguranța datelor. Mie personal îmi dă un sentiment de libertate, cu toate că nu pare. Deci îmi dă un sentiment de libertate să știu că datele mele sunt mai multe locuri. Și e o chestie cu cum te simți acum când dacă ai fi cu 20 de ani mai în vârstă și te vrea să te uiți peste ce făceai tu la vârsta respectivă. Pentru mine e relevant. Bun. Dăm ce e rezultatul meritor ce ai făcut. Hai să vedem cum faci. Cum să vezi e-mail-ul. Am notat bine, nu se poate să fie și personal, dar l-am văzut de la plus. Ok. Cum faci backup-ul ai acum? Întrebare. Cum faceți backup-ul? Instalăm gen Thunderbird sau și spuneți să copiez toate mail-urile. Da. Iar cum mail-ul în varianta standard nu are funcție de copii. Are varianta premium. Era o vreme când foloseai tot felul de chestii și cumva reușeai. Eu n-am mai reușit să fac să meargă variante de tip 8.3. Poate merge, nu știu eu. Deci, în principiu, discuția de acum era că poți să salvezi linia cu mail, să ți le salvezi în calculator. Asta era sugestia, dar din păcate nu merge decât în varianta plătită. Răspunsul la întrebarea mea era pe întrebare gratuită. Nu poți să faci backup la linia cu mail în varianta gratuită. Trebuie ori să plătești pentru varianta plătită, ori dacă vrei neapărat, dai forward manual la câteva mail-uri mai importante, dar nu e pe termenul o soluție ok. Și atunci, soluția este să cauți altceva decât Yahoo Mail, dacă te interesează redundanța datelor. Dacă ești ok că datele tale sunt pe Yahoo și sunt doar acolo, ok, treaba ta. Pentru mine, eu nu sunt ok nici cu Gmail, nu că să fie doar pe Gmail. Bun, în afară de Yahoo Mail, oamenii folosesc Outlook sau Thunderbird sau Eudora, nu știu ce, nu știu, alte aplicații de citit e-mail. Eudora e foarte bine, da. Așa. Și soluția aici, ascultați pur și simplu pe net și găsiți procedura foarte detaliată în funcție de varianta pe care o folosiți în momentul respectiv. Există soluții. Dacă eu folosesc Outlook, să-mi fac backup la. Dacă folosesc Thunderbird, să-mi fac backup la data. Dacă folosesc un client pentru iOS, pentru macOS, să-mi fac backup la varianta respectivă. Ok. Gmail. Asta e aici, zis, mare pas. Dacă cum poți să faci Gmail? Ok, una e cu POP3.
Dar el nu e cea mai bună. La Gmail are o opțiune download all data. Ai o chestie, îți face, cred, ar trebui să meargă, nu sunt sigur, dar cred că merge. Are o chestie Google Data Liberation, în care, practic, îți dau toate datele pe care le ai tu la ei, ți le dau într-o formă sau altă. Nu sunt sigur dacă merge sau nu la Gmail, dar teoretic ar putea să-ți exporte. Există o variantă și mai bună decât asta pe care folosesc eu în prezent. Deci, varianta, orice chestie care e manuală, nu e atât de dozat. Că na, salvezi datele, dar trebuie să salvezi manual. Și la un moment dat, poate ai chestii mai bune de făcut decât să aștepți să descarci un giga în calculator să faci mai multe DVD cu el. Și să faci asta rar. Dacă eu zic că ai toate datele salvate, mai puțin de toate datele de ultimele două luni în care nu ți-ai mai salvat e-mail-ul, na, nu e așa. Pentru că ai făcut toate e-mail-urile de ultimele două luni. Variantele pe care îl folosesc e următoare. Scrie și aici. Deci, în Gmail pot să-mi fac filtre și pot să zic așa, orice mail vine de la oricine în inbox-ul meu, este trimis automat către un alt Gmail. Gmail-ul ăla se ocupă să trimită orice e-mail care îi vine lui în patru alți furnizori de e-mail. Trimite automat la Yahoo Mail, nu mai știu ce este, live.mail.com. Adică mail-urile mele sunt salvate în primul rând într-un alt Gmail. Și odată s-a învățat în alți patru furnizori de e-mail. Mail, Yahoo Mail, Live, Mail, Mail. Nu am nevoie să mă lochez decât de când odată la 6 luni intru și ca să nu te-am doi conturile. Au de obicei stocarea limitată sau cum. Nu am până acum probleme cu stocarea. Dacă se ajunge la o limită, poți să deschid al doilea cont pe Live.com și să mai treacă o serie de 5 giga sau cât ar fi limitat. În principiu, am căutat niște soluții care să-mi dea o stocare destul de ok. Folosesc de câteva luni bune chestia asta. Merg în continuare contul, cred că am un an, ceva de asta. Bun. Și toate mail-urile sunt salvate în Gmail și în alte patru locuri. Da. Mail-urile care... Asta e obligatoriu în alte patru locuri sau poți să se legezi doar pe într-un loc? Nu, sunt așa trei. Așa fac eu. Nu, așa fac eu. Poți să pui 100 dacă vrei. La ce bun? Chiar peste tot. Pentru ce? De ce în patru? Pentru că Yahoo Mail e posibil să șteargă contul dacă văd că au chestia asta cu fair use. Și ei au metode automate prin care văd că mie îmi intră în contul ăla. Și nu verifici niciodată. Da, și intră o dată la nu știu cât și nu șterg contul. Și la un moment dat pot să șteargă. Și ok, face Yahoo. Bun, atunci îl șterg și nu mai bagi în bază. Și data viitoare faci pe capul altă parte. Pe bază. Pe alte site-uri sau există și site-uri care nu sunt de mail, care ar putea salva... Nu, asta, de fapt, nu știu asta, eu. Asta e numai pentru trimis de mail automat și la altă căsuță poștată. Deci, da. Practic, e o copie. Da. Da. Am făcut patru, pentru că la momentul respectiv eu eram destul de panicat la momentul că o să-mi șteargă conturile în mod automat, o să vadă că e ceva suspect cu contul. Adică, mai las că primesc o grămadă de mail, nu trimit niciodată. E... ceva în regulă și mă gândeam că nu e șterg. Nu mi le-au șterg. Asta a fost gândul. De asta am făcut patru. Ah, înțeles. Dar asta de pe cap. Toate celor de patru. Nu ai cum fizic să stai să verifici și să trimiți de pe la... și de pe aia de mune și pe mai... știi cum. Asta îmi salvează doar mail-urile pe care le primesc, dar în principiu destul de ok. Adică nu am și mai avea trimis. Câte căsuțe poștale? L-am pus acolo prezentarea, ai mai multe. Toate, no, sunt, toate sunt legate? Sau adică... Nu, nu. Duc, nu sunt. Dacă am un proiect, mă ajută să fac o adresă de e-mail doar pentru proiectul lui, pentru proiectul respectiv. Pentru că... Ok, s-a terminat proiectul, ia-ți Gmail-ul, e Gmail-ul tău, folosește. Ăsta e username și parola. Atunci am fac un Gmail de obicei pentru proiect. Nu că am eu nevoie așa de să fac. Administrezi, te conectezi direct pe contul la care ți-l creezi sau faci cumva forward de la... O să fac forward și când mai nevoie să fac. Și vreo singură... Nu, dar nu e... Vreo singur cont contul la asta. Ori fac forward, ori nu fac. Nu, nu e o regulă neapărat că trebuie să fac forward. Da. Depinde de la caz la care. Nu pot, n-am o regulă genul. Gmail îl folosesc foarte mult pentru chestii de genul forward din POP3, adică are tot felul de facilități de genul ăsta, care mi-ar fi foarte greu să le pun în altul, să se trimită mail-urile alea singure, mi-ar fi foarte greu, în Yahoo Mail trebuie să plătesc. Și Gmail îmi oferă chestia asta, ok. Practic.
Acum merge și varianta plătită, nu are ce oferă Gmail. Am o întrebare. Da. Eu, când am trecut, a fost doar eu. Dar am două conturi de Gmail. Ceea ce mă enervează, că, de exemplu, eu dacă dau răspuns, mi-apare cu 2. Dacă primești și răspuns, să fac 3. Dacă mai dau formă la nu știu cine, apare 4. Și uite așa. Modul de exemplu, da, vreau să șterg răspunsul online, de tot. Sau să șterg formă. Și șterge tot... Dar de ce vezi? Toată corespondență. Că nu. De exemplu, la Yahoo, ai inbox și send, da? Și știu ce am primit și ce am primit. Deci, până ajung să văd ce am primit, ce am primit. Da, e altfel organizat. Aici poate, eventual, intri într-o dezbatere sau o detaliere sau pentru a ne ajuta să utilizăm. Nu e cazul acum, că nu ești. Nu, asta e scopul prezentării, dar poate pe viitor. Nu, că mie, nici mie mi se pare facil care vin din zona Hotmail, Microsoft, deci care e structurat ca și la Linux, pe vremuri, cu ce ai trimis, ce ai primit. Gmail-ul e structurat pe thread de discuție. Și aici te încurcă puțin, pentru că gândirea ta e deja setată într-un anumit fel și trebuie să o schimbi. Gmail au înlătățit interfața de compost, în sens că au simplificat. Dar am nevoie de multe lucruri și nu am nicio opțiune să... Deci când dau compost acum, e ceva foarte simplist și spartan acolo. Dar eu aveam nevoie de alte funcții, pe care unele le-am regăsit prin tastatură, așa m-am apucat să învăț tastatură, că nu mai aveam funcție, dar unele nu sunt acolo, nu sunt, le-au scos. Poți să le accesezi în noua interfață, faci click, te duci, dar aș face așa ca să faci o chestie cât de cât mai complicată. E complicată, de ce nu se editezi subject? Trebuie să ai o funcție specială. Deci dacă dau forward, dacă vreau să înlătur, când dau forward, să înlătur textul forward, trebuie să dau edit subject. Exact, da, și trebuie să apelezi multe alte lucruri să faci. Eu nu știam că poți să faci chestia asta, să exemplu. Bun, deci, dar... Dar e complicat, da. Da, l-am făcut încălcit. Aha. Deci are dezavantaje. Cu toate astea, nu găsesc nimic nicăieri în altă parte cât de cât similar cu ceea. E mult peste orice altceva. Am știut. Uite, caz complet. Mi-a trimis fabrica din Germania catalogul de produse panos. Eu am luat mai mulți și, de exemplu, vreau să urmăresc doar corespondența cu unul dintre clienți. Dar am luat acolo 7, ce am luat acolo și Olga și Olga și Olga, până îmi găsesc ăla, mă încurc puțin. Bine mă ajută după asta. Aici cred că trebuie să detaliem un pic pe viitor. Nu, aici e de obiunință. Dacă tot vii la un dat, da, se pare firesc să fie așa. Dar tu cum găsești o informație? Ai search acolo, ai search după ceva? Și dacă ai search, ai problema de care se pune dumneavoastră. Pentru că îți apare o listă lungă și ți le intercalează, chiar dacă ai dat search. Nu ți le afișează doar pe cele... Ți afișează toată conversația, care e și omul care te interesează, mai e și altcineva, e și omul... Și tu cum optimizezi asta? În general, mi-e mai util. Avantajele de a avea toate la un loc în conversația respectivă, avantajul ăsta e mai mare decât dezavantajul de a... În situația specifică de care vorbești acolo, da, e dezavantajos. Dar, în general, mi-e mai util cu conversation decât fără. Și dacă n-ar fi, cu câte chestii vine Gmail, e mai ok decât alte... Vreau să vă prezint la un dat, vreau să... Despre Gmail, să am prea despre Gmail. Ok. Chiar cred că am făcut interesant. Sunt așa mare fan. Deci, răspunde că, în moment dat, tot așa trebuie să... Da, nu este soluție. E ceva la setări. Are ceva la setări, dar nu sunt sigur. Nu m-a interesat. Are ceva cu conversation view, dar nu știu sigur dacă asta... Adică poți să schimbi și stilul ăsta de trebuie, așa de conversație cu eu. Și ar putea să îți permită și altfel de utilizare. Și ele de lucru. Bun. Cum salva, cum să salvați fișele de lucru? Ca pozele cum există. Zi, lună... Nu ca nume. Cum? Ok, vreau să fac backup. Cum fac backup? Cum faci backup. Cum mă asigur că datele mele sunt în siguranță? Mai important. Backup-ul, când te gândești cum faci backup, te gândești că odată pe lună faci backup. Dacă te gândești că datele sunt în siguranță, nu trebuie neapărat dată pe lună.
Deci, soluția mea la dilema asta este să împart lucrurile în trei aspecte. Odată să fac de cap la toate fișierele mele pe un hard disk extern. Și hard disk-ul extern să nu-l țin în casă la mine, să-l duc în altă casă, că dacă am o problemă la mine în casă, că nu știu ce, să nu fie, să nu se mai hard disk-ul. O altă chestie este că am niște fișiere în care lucrez cât de cât mai frecvent, dar nu foarte frecvent, dar cât de cât mai frecvent. Pe acelea, le pun într-un sistem de gen Dropbox. Dropbox-ul Free îți oferă 2-3 giga. Dacă depui niște eforturi și chiar te interesează la aspect, poți să ajungi la 23 de giga free. Ai alternative la Dropbox care te duc până la 50 de giga. Deci găsești undeva o soluție care îți oferă stocare în cloud automată până la 50 de giga. Adică dacă ai niște fișiere care le folosești cât de cât frecvent, poți să ți le pui într-o soluție de tip Dropbox care îți salvează automat date. Tu doar le pui în fișier, în folderul respectiv și ai uitat de el. Și datele acelea sunt salvate automat pe internet și poți să le accesezi la orice calculator care are internet ulterior. Bun. Deci, etapa, așa, etapa cea mai de jos era să salvezi cu un hard disk extern. Există o etapă intermediară în care fișierele care le folosești cât de cât frecvent să le salvezi în Dropbox. Și etapa, mai este o etapă și mai puternică, în care ai un fișier care lucrezi chiar acum. De genul, îmi salvezi pe desktop sau mai document sau un download, îmi salvezi un fișier și lucrezi. 3 ore lucrezi cu niște fișiere de undeva de acolo. Nu vreau să stau să salvez manual lucrurile, vreau să salvez automat. Și atunci poți să pun SugarSync sau un alt program de tip Dropbox care îmi permite nu numai să pun fișiere într-un folder, dar poți să salveze folderele din orice, nu, orice folder din calculator. Deci, nu mai știu dacă Dropbox mai recent permite și el asta, dar mai de mult nu permite. Dar SugarSync permite sigur să poți să aleg tot ce apare pe desktop să fie sincronizat pe net. Tot ce apare mai document să fie sincronizat pe net. Sau unde lucrez eu. Da? Și toate astea, orice fișier, dar eu lucrez acolo în fond de treaba mea, salvez, nu așa, nu o să am toate fișierele salvate. Că uneori deschid un nou pe și lucrez în el 2 ore și nu am salvat nimic. Dar o să am o mare parte din ele, sau un procent semnificativ din ele salvate. Deci, salvez fișierele de pe desktop. Așa. Fac backup-ul dintr-o dată și iarăși, pentru datele importante, pot să folosesc un SugarSync sau Dropbox. Lucrul lucru pe care îl fac este că atunci când plec undeva la niște rudele, așa, îmi fac un backup în datelor importante, le scriu pe un CD, pot să-l parolez dacă consider necesar, nu CD, un DVD. Mai sunt că 4,5 giga, dacă vrei să aveți doar datele importante, ar trebui să fie suficient pentru. Și am o copie și o las acolo. Deci unde m-am dus, las acolo DVD-ul, uit de el, n-am o problemă niciodată nevoie de niciun astfel de DVD. Dar dacă vreodată am nevoie, nici măcar nu două locații, multe copii de datele cele importante pentru mine. Că nu iată că mă rog, poți să ai DVD-ul, dar nu știu ce să faci cu el. Las acolo DVD-ul, după aproape să poți trebui. Poți vrea să nici mai vrem acolo să aduce. Deci, aici o să cine folosește asta? Vă zic eu. Vă zic eu. Deci, am un program care, un plugin care îmi face backup și îmi trimite pe e-mail în bază de date. Asta e cea mai importantă funcție. Din când în când, prin programul de FTP, îmi salvez toate fișierele. E un folder VP Content. Salvez toate fișierele din VP Content, bază de date, am salvat tot. Poze. Bun. Fac backup pe hard disk extern, dar dacă vreți salvare online, Google Picasa sau Flickr? Flickr. Cine? Recent, la Flickr, era o doamnă Melissa Myers, mi se pare că o cheamă, de la Google, care a devenit CEO la Yahoo. Și a făcut niște schimbări. Nu știu dacă e ea personal, dar de când a venit ea, s-a schimbat un lucru la Flickr. Anume, la o vreme când aveai, mi se pare, 200 de poze gratuite. Puneai 200 de poze pe Flickr și s-a oprit. Nu mai ai nimic gratuit. Acum au făcut, ai un tera de dai, nu de date. Nu prea găsești tot internetul chestia asta. Mai puțin ce oferă Picasa, care îți dă nelimitat, cu condiția, ei îți dimensionează poze. Adică dacă tu ai o poză în camera foto care e atât,
chiar atât, ei ți-o fac cam atât. Că două monitoare dimensiune foarte mare, că e o chestie enormă și dimensiunea asta. Da. Nu e masă, dar frică, îți dă 1 tera de date la tine. Nu mai știu ce mai întrebat. Că ținești pe care după anumit? Nu, nu. Îți dădea 200 de mega, 200 de poze, 200 de fotografii. Acum au făcut, de când a venit Melissa Mayer, s-au făcut 1 tera de poze. E o chestie mai rece. Nu prea ai... Eu n-am 1 tera de poze. Fac poze în 2007, n-am 1 tera. Am 100 de giga pe poze. Oricum sunt multe, dar n-am 1 tera. Video. Acum faci de capătate. Online. Deci poți să salvezi pe cartiști externi astea o soluție online. Pe YouTube. Ce altul vedeam? Vimeo îți oferă un clip la săptămână sau la 2 săptămâni. Poți să pui și maxim 500 de mega. Au atent de stare că... Și ea nu poate să știu. Nu? Nu prea să știu. Nu știu. Nu, nu. Câțiva ani în urmă erau pe care au recomandat. Eu dacă îmi fac un cont și șterg eu clipul sau șterg eu contul sau mi-l raportează cineva că am urcat un clip și nu trebuia să fie urcat și mi-au șters ei sau închis Google Video sau nu știu ce, dar se poate șterge. Dar dacă urc un clip pe Vimeo, clipul ăla rămâne pe Vimeo, mă doamnă. Până nu se șterge contul sau până nu mă raportează cineva că eu am luat un film de televiziune și l-am pus pe net. Sau poate să fie o chestie accidentală, să ți șteargă pe altul. E atât de important sentimentul siguranței pentru ei, încât o chestie de genul ăsta, eu n-am auzit, adică, dacă ai frica în tine, voi rup pe Vimeo, dar s-ar putea să nu șteagă. Deci dacă ai chestia asta, nu mai e business. Mai ales serviciu, respectivitatea. E foarte, deci mie îmi s-a întâmplat și primul lucru. Am niște clipuri, m-au zis că un timp preabordează, cred că au niște probleme și... Sunt așa fost de primul. Adică vreau să vor clipuri să nu mai urc încă o dată. Sau să fie mai sigur decât hard-discul meu de acasă. Că hard-discul meu poate să pice, tu n-ar trebui să pici. Da. Teoretic au backup, au mirror, au tot felul de... Au backup, de asta m-am întrebat dacă se întâmplă. Au backup la așa de nivel că... Backup la backup la backup. Bun, deci soluția este doar YouTube. Dacă vezi ceva online, poți să-l salvați pe hard-disk extern, dar acum online e doar YouTube. Costurile cu video sunt atât de mari, încât nu prea oferă nimeni, hai, uite aici, îți dăm YouTube. YouTube îți dă rezoluție Full HD 1080 pixeli, înălțime, început. Cât cele mai mari monitoare tipice. Deci rezoluție Full HD nelimitată. Nu prea găsești alternativa în altă parte, gratuită. Aici e vorba și de înălțime. Care ți-o oferă la acces, ca să începezi ținerea de bandă la internet. Da, asta e vorba de, nu numai de acces sau o pagină sau o informație care nu are trafic, nu generează foarte mult trafic. Da, atunci ei se specializează pe chestia asta, au și interesul să caute, probabil, și să aibă informațiile foarte mult. Practic, în spatele tuturor și ale adreselor de e-mail, free și ale tuturor astea, cloud, e ca oamenii să capteze aceia care îl fac, să capteze cât mai multe informații ca să facă data mining, să facă tot felul de sortări, să știe, să le caute tot timpul. Deci în spate s-au pus alte interese care ne depășesc pe noi și necesitățile noastre, să zic, de protejat. Poate ajunge exact în partea noastră și da. În fine, asta e altă discuție. Legat de YouTube, în mod particular, bandă, dacă dau play la un clip Full HD 1080 pixeli, sunt ceva sute de mega de la un cap la altul și câteva minute nu au ceva extraordinar. Deci, când am montat de un clip cap-coadă, Full HD de rezoluție mare, îi costă pe YouTube câteva sute de mega. Avantajul lor ar fi că mi-a afișează o reclamă pe care eu pot să dau și X să dispară. De asta nu ai foarte multe opțiuni, pentru că e un cost foarte mare să livreze 150 de mega, să-mi dea mie în bandă, doar că mi-au afișat o reclamă pe care pot să o și închid. Probabil se bazează pe faptul că până închis ți-a rămas ceva despre reclamă. Da, dar
acel avantaj e atât de mic încât nu ai alternativă pentru că nu e rentabil pentru alții. Aia da. Deci am gândit-o, da. Nu prea e profitabil. Ok. Lucrați pe un site, vă place, nu știu ce, cum mulțumesc? Cum? Cum iubiți? File-ul copy-paste cum? Că intră pe un site și vreau copy, unde dau paste? Eu... Ah, într-o altă. Iei link-ul și pui undeva, într-un fișier. Link-ul sau text? Link-ul. Link. Ok. Poți să Linkul se poate schimba, odată de mai fac file, save-ați și o să am vezi ca la HTML pe, la mine pe calculator. Eu... Asta-s chestii vechi deja. Deschid Google Reader. Google Reader? Mă rog, deschid un... Când îmi citești știrile, am o aplicație Google Reader de citire acolo. Și eram forțat să citesc o dată pe lună, că dacă nu, cele la mai vechi de o lună, mi le-ai marcat când automat ca 50. Trebuie să citesc o dată pe lună. Și n-apucam. Trecea, se strângeau acolo multe știri și mi le salvam în foldere, păi deci salvam ca tot marcuri și le deschideam. Și am acum știri din aprilie, de exemplu. Care nu le-am citit în aprilie și s-au strâns. Acum vreau să le citesc. Nu mai merg, link-ul din aprilie. Și pe New York Times, nu pe, mai știu pe ce țară. Pe site-uri mari. Și... Mă rog, le-ai lăsat și prea mult, mă gândesc că după 3-4 zile nu s-a nu e nicio regulă în sensul ăsta. Da. Poate să fiești 3-4 zile, dar nu s-a prea mult. Nu, dar acum link-ul e clar că nu e o soluție, pentru că ăia poate să schimbe, site-ul poate să schimbe, deci chiar ți-ai zis, dar nici nu. Nu știu. Strâns, probabil, informațiile e mult mai mult. Da, de fapt, le bag la arhivă, de articolele categorizez, sau de exact. Soluția de FTP e ok dacă îți salvezi ca operator și le transferi pe un FTP de al tău. Asta spuneți? O să salvezi prin FTP-ul o server. FireZilla este un program... Știu că este. Deci am să salvezi fișe în HTML și să faci o activare. Asta e. Deci, sunt de acord cu copy-paste. Nu am folosit FireZilla, dar pare ok soluția. Eu personal am folosit, folosesc în special Ctrl-Save. Dau controlez și salvez pagina. Dar există o soluție mai modernă și mai așa, care se cheamă Evernote. Este un site dedicat și te ajută, în loc să ți le salvezi un calculator și poate ți le pierzi din calculator, să le salvezi pe un site. Hai, eu că e online. Facem în cloud. Dacă mă uitesc cu altfel calculator, o să îmi văd o alternativă la ce faci problema asta. Eu foloseam clientul de FTP FireZilla, nu de FTP? FireZilla... Cred că când am rezultat, se numește altfel. Zotero? Zotero. Zotero se numește. Okay. Zotero și face cam așa știți. Okay. Bun. Vă recomand să salvați inclusiv clipurile video, dacă sunt importante pentru voi. Inclusiv de la voi, eu am întâlnit, mă, tipul meu favorit, ce... Sunt soluții, puteți căuta pe internet. How do I download from? Dailymotion, YouTube, Vimeo, găsiți cumva o soluție. Deci astea le salvează totuși în cloud, Evernote ăsta. Să nu vrem ce se salvează. Deci când poți să salvezi un text, o poză, astea ți le salvează în cloud. Dacă intri pe YouTube și vrei să salvezi videoclipul, nu ți salvează videoclipul. Ajută pe anumite alte categorii de utilizatori, nu simpli așa ca
N-am folosit vorba, nu știu să-ți spun. Nu știu. Adică îl folosesc vorba, am varianta free, eu îl folosesc, poți să automatizezi, poți să zici, dacă cineva îți dă tag pe poză de Facebook, există un site care se cheamă, nu mai știu, se termină sau termină numele de domenii bune, asta era doar ce e titlele și probabil în sensul ăsta l-a luat. If true dentast sau ceva genul ăsta, if ceva. Dacă o condiție, atunci fă ceva. Și pe site-ul ăsta poți să zici, dacă cineva te tăguiește pe Facebook, trimite-mi poza asta pe Evernote, trimite-mi poza asta pe e-mail, și trimite-mi poza asta pe Dropbox. Și poza pe care cineva îți dă poza ta pe Facebook, îți vine automat pe e-mail, pe un e-mail pe care dorești tu, îți vine în Evernote să salvezi automat și pe Dropbox. Sau unde vrei tu. Poți să stabilești chestii de genul ăsta. Deci, dacă când scriu ceva pe LinkedIn, statusul pe care l-am postat pe LinkedIn să ajungă și în altă parte. Sau dacă pun un event în Google Calendar, el se sincronizează, se uită în Google Calendarul meu și face un task în altă parte. Și are opțiuni de genul ăsta. Dacă mâine e vremea, eu pot să primez mail prin site-ul ăsta. Zic că sunt din București, vreau să folosesc, să fiu notificat, dacă vremea e nu știu de care. Și dacă e vremea nu știu de care, mâine, eu o să primesc astăzi un e-mail, să știu că mâine să-mi iau un brev. Ok. A. Deci ideea e că ar trebui să conștientizați că data aia dispare. Dacă postez un clip pe YouTube, nu poți să dispară, dacă acum un articol e posibil să dispară, că lucrurile nu sunt perene pe internet. Facebook. În principiu, Facebook are un link dacă vreți să salvați rețelele sociale. Are Facebook un link, puteți să descărcați aproape toate informațiile care țin strict de voi. Deci, nu că toți prietenii voștri sau numele prietenilor vostru, datele care țin de voi, puteți să le salvați. La Google și alte servicii, Google Plus, Google Calendar, are mai multe servicii la care oferă serviciul de salvare datelor. Este Google Takeout și salvează. Pentru Twitter și LinkedIn vă recomand să căutați la Google. LinkedIn poți să-mi salvezi profilul sau ca PDF sau ca hashtag-ul. O chestie foarte interesantă e salvarea contactelor. În ce sens? Dacă eu te dau ca prieten și avem un... suntem acolo, vorbim, nu știu ce. În continuu mai șters ca prieten, eu am pierdut adresa ta de e-mail. Și atunci mă ajută ca din când în când, la trecut de 5-6 luni, să dau un export al e-mail-urilor prietenilor mei. Nu trebuie să fac asta foarte des. Dar prietenii care am în 2009, nu o să fie aceiași ca prietenii care am în 2015. Unii dintre ei o să dispar. Și dacă vreau să am toate contactele, mă ajută să fac o chestie de genul ăsta, să-mi salvez contactul. Încă o chestie. Să zicem că am 100 de prieteni pe Facebook. Și hai să fac și conferințe. Mă ajută să dau export la toate contactele de pe Facebook, toate adresele de e-mail. Și după aceea să le import pe LinkedIn. Și să văd, ok, cât dintre oamenii pe Facebook sunt pe LinkedIn. Și se adaug. Adică am 100 de prieteni pe Facebook și verific câți dintre ei sunt și pe LinkedIn și adaug. Alte rețele sociale. Pot să descarc contactele de pe Twitter și să văd câți dintre ei sunt. Pot să fac și pe e-mail. Să-mi descarc toți oamenii care am vorbit pe e-mail și să văd câți dintre ei sunt pe Facebook. Nu-i adaug automat, dar mi-arată o listă. Uite, ăștia sunt oameni care vorbim pe e-mail. Nu trebuie să-i adaug și pe Facebook. Am o aplicație pe smartphone care îmi salvează când accesez o anumită funcție. Îmi salvează toate SMS-urile din perioada anterioară și call-log-urile. Ora și minutul la care am vorbit. Și mi-e un timp pe termen lung. Să știu, să pot să știu, să am sentimentul mental. Că dacă vreau să știu cu cine am vorbit, ce SMS-uri am dat și ce apeluri am dat în 12 februarie, se pot să fac asta. Și mă ajută... Ca să te urmărești sigur. Da. E un sentiment plăcut. Să știi că ai și controlul asupra datelor tale. Nu mai am. N-ai vrei să salvezi... Deci n-ai... Când am luat primul lucru printre primul lucru, să salvez conversația. Am pus... În afară că ocupau o grămadă de numărie și telefonul era pe pădiri pe atunci. Dar... Și nu mergea, nu se încălzea, era.
Am citit că e complet ilegal, n-ai voie să înregistrezi oamenii. Corect. Da. Și am oprit. Bun. Aici este nevoie să conștientizezi că dacă stai mai multe ore și îmi plau documente, trebuie să te înțelegi. Apropo de chestia aia integrală, e țării integrală, da. Cum sunt la adreșa și spun că această convorbire poate fi registrată spre îmbunătățirea serviciilor, și pe cineva care a sunat, mi-a povestit și cine, a zis că a sunat cineva la un astfel de corsetă și a zis da, și eu vă registrez pe voi ca să am probabil nu știu ce. Era tot sfântă cu urma. Deci el are voie, ca tu ca persoană fizică ai voie să faci chestia asta? Nu știu de partea legală, dar... Cred că ai zis mai devreme că nu ai voie. Imaginează-ți să încep orice conversație. Bună, bună, nu ne cunoaștem, nu am numărul, dar vreau să zic că o să înregistrez conversația. Da. De obicei cu banca. Da, păi cu ăștia, cu ăștia, care are ceva, da. Operatorii de telefonie. Nu, dar care implică la chestia asta, ăla i-a spus-o și operatorul a rămas, ah, nu am zis să faceți asta. Ei, cum, de unde știi tu că n-am voie? E pur la mână, de ce tu ai voie și eu n-am voie? Nu știu, nu știu partea legală. Știu că, în principiu, e legal. Am citit cu oameni de citeam. Ai voie cu accept, eu. Da, și nu poți să încep, nu poți să... Păi, dar ce mai faci? N-am văzut de-a tău ori. Te trageați, dar trebuie să mi-e place să ascult. Nu, ok, nu vorbesc de trei persoane. Asta, da, clar, e ilegal. Dar vorbesc într-o relație de genul ăsta care celălalt îți spune că el îți poate registra. Nu, nu cred că are legătură cu dacă el îți spune, poți și tu să-i spui. Adică, ori ai voie, ori nu ai voie. Nu e independent dacă el ți-a zis. Da, da, tu te apelezi un telefon și dai o, ai o discuție de un claim ceva, o plângere la cineva. Și ăla spune, eu te pot înregistra. Și tu ar trebui să ai același drept din partea cealaltă, ca să nu se înregistreze asta, cumva. Ca să nu te duci la el să te pui scris, scrisori, să ce. Nu văd de ce ar fi ilegală chestia asta. Nu, nu spun, nu spun că e ilegală. E ilegală, într-adevăr, asta să îi spui omului sau și să-i zici oricum între două persoane private n-ai voie să înregistrezi. Da, când ăla spune și tu îi spui la fel de drept, nu știu. Asta vreme de un dia, după zi, după aplicații pe care am întrebat. Bun. Eu folosesc un plugin de Winamp care se cheamă Lastfm. Face mai multe decât că e un plugin de Winamp, dar printre altele îți oferă și un plugin de Winamp, e un site Lastfm. Și când am play, muzica este titlul, artistul și titlul melodiei, sunt trimise pe internet în profilul meu personal. Nu pot să am privat date privat sau oricum nu merge la nivel de melodie. Am până acum vreo 150.000 de melodii și de acolo, adică n-am pus să-mi să ștept 3 melodii. Și am ascultat ce m-am ascultat. Și mă ajută dacă mă întreabă ceva ce muzică ascult, dau link-ul la profilul meu de la STT și am 150.000 de melodii ascultate. Te lămurești. Nu e. Îți explică sigur. Îți dă statistici pe ultima perioadă, zice ce ai ascultat în ultimele 7 zile, 3 luni, o lună, 12 luni, 6 și... Violin, și ce... În ce stare, în ce stare te afară, și de ce e foarte mișto asta. Și te simți ok să le dai pe asta toată perioada aia, că trebuie foarte mult online. Da. Nu vezi nicio problemă. E chiar foarte mișto. E chiar foarte tare. Interesant în modul de... Adică, eu sunt de partea ei oată, să fiu sincer, adică, n-aș... Tu te uiți. Da, și poate chestia asta. Ok, și Facebook-ul mi se pare un pic scary, știi? Din punctul ăsta de vedere că tot pui acolo, tot pui... Cumva mă motivează să ascult muzică mai bună. Știi că știi că dacă tot internetul poate să vadă ce ascult eu... A, te gândești la ceața cu și alții despre tine. Ok, e bună, bună, dar asta trebuie. Nu, nu e. Mie mi-e util, nu știu, mie mi-e util. Eu chiar vreau eu să știu. Câtă Nirvana am ascultat la care mi s-a ascultat? Cum să aflu exact atâta și data exactă, ora, tot ce vreau. Nu are funcție de export. În 2007, când m-am apucat să-l folosesc, ce avem? La STFM, hai să folosim. Acum n-aș mai folosi la STFM. Dar am 150.000 de melodii și nu pot să le duc nicăieri să le iau melodiile de acolo, să le pun în alt program. Sunt la STFM. Și tu le asculti de acolo? Nu. Sau cum? Statisticile mele sunt legate de contul. Deci tu le-ai ascultat, ai făcut tot timpul un link că trebuie să ai ăsta și... Eu dau play în
Dar dacă vreau să nu mai folosesc la astea fel, să folosesc altceva. Am toate datele la ei și nu pot să le iau să le duc dincolo, că n-au nicio funcție de export. Nu pot să, dacă nu-mi place Facebook, să trec la Google Plus. În mod normal, ar trebui să există o conversie. Să pot să-mi iau datele de pe Facebook, să le pun pe Google Plus. E, asta nu are nicio chestie de genul ăsta. Ce-i dat să-mi dat PC? Keylogger. Mi-e util pentru următorul aspect. Dacă lucrez la un document și dau un close și sau s-a ia curentul sau chestii de genul ăsta, oricum, am, deci eu personal mi-am luat un UPS să nu se ia curentul, dacă nu se ia curentul să nu pierd datele. Dacă lucrez la un document și chiar țin la el și vreau să nu-l pierd, lucrez în Notepad++ și are un plugin care, dacă vreți să mă uitați pe ăsta, nu așa. Notepad++, căutați dacă Notepad++, e un Notepad. Și după aia, după ce căutați plugin-ul ăsta, căutați Notepad++ autosave, trebuie să-i puneți un plugin și are funcție de autosave. Și l-am setat la un minut și orice lucrez în documentul respectiv, mi s-a salvat automat. Și chiar dacă s-a luat curentul, am cea mai recentă variantă. Mi-e mai util decât Word-ul, scriu ghilimele, mi-e face nu știu cum. Scriu, nu sunt foarte surprins de cum merg lucrurile în Word automat. Și n-am mai stat să configurez, am folosit în orice altă spus. Mă rog. Ideea e că cu kilometrul ăsta, unde salvez informațiile care sunt utile mie, vă sfătuiți să fiți atenți dacă vreți să documenți calculator, că tot ce pastați că e acolo, e salvat pe lucru, nu pe lucru, e salvat calculator, absolut tot ce face. Aveam într-o plină, s-a dat și screenshot-ul, dar la un moment dat se lucrează la prea mult, s-a dat chestia lui, rea cum. Și de ce e ilegal? De ce e ilegal? Da. Dacă folosesc la mine în calculator pentru mine, cred că e ok. Nu știu. Dar, cred că e ok. E ilegal să folosesc să calculezi? Dar dacă vine cineva la mine și stă 5 minute și scrie zonă și paroală... Aia? Dar eu nu mă mai conștientizez, băi, al kilogram și am luat paroala și zonă. Dar puteți să verificăm asta? Că e un program când te duci pe undeva și te conectezi la site-ul? Nu e doar unul. Sunt mai multe. Mai multe tipuri de program. Da. A. Și da, în mod normal antivirusul detectează. Dar eu mi-am scanat antivirusul, nu scanam acolo, că acolo nu știu eu ce pune. A. Nu poți să verifici. Adică sunt unele mai populare și sunt unele care n-au scutături cu scomizare. Dacă apeși Ctrl-Shift, nu știu ce, și Ctrl-Shift-Alt-P, îți apare nu știu ce aplicație sau scrie, dar nu, nu sunt unele care se customizează. Adică nu poți să fii tu astăzi sigur că n-ai nici loc. De asta folosesc Two Factor Authentication la computerul care te folosează, pentru că nu sunt sigur. Poate să ai un virus, poate să fie un program nou. Găsiți pe un exemplu, o să pun... Am două extensii în Chrome. Google History Updater îmi salvează toate căutările pe care le fac la Google pe la site-ul Google și îmi salvează de asemenea toate site-urile pe care le găsesc. Da, salvează și oala. Da. Da. Titlul paginii da. Și oala. Toate paginile pe care le vizitez și mai am un Archify pe care nu vreau să folosesc, el zice că salvează. Nu m-am uitat în el. L-am pus acolo, el zice că merge, ok, nu m-am testat. Dar teoretic fac cam același lucru în două. Îmi salvează ce fac eu pe un anumit site. Și mie îmi sunt utile. Stai că am citit undeva o pagină și există posibilitatea să ai history în browser, dar unul nu funcționează cum ar trebui history din browser. Nu găsesc. Și am nevoie de ceva de backup. Hai să vedem, poate găsesc în... Da? Și mi-e util să am și pe ăsta. Plus că dacă instalezi browser, nu sunt să adese date de acum 3 ani. Are o anumită limită. Google History Updater e anumit. Poți să văd ce am făcut acum, nu știu cât timp. Dacă ai să faci pe nu, nu pe istoria de la ei. Ce ar fi fără la fel. Eu ce există Google Histories, iar aveam vreme Google History. Când foloseai Google Toolbar, trimiteai prin Google Toolbar, dacă foloseai Google Toolbar, salva datele astea despre tine. Și Google History ziceau, uite, nu oricum, deci, știți Google Toolbar?
Era un browser, era Internet Explorer și dacă vrei să cauți Internet Explorer direct dintr-o casetă, spuneai Google Turma și aveai o casetă de la Google și mai aveai niște chestiuni. Când îți spuneai Google Turma, dacă nu făceai o setare în mod specific, dacă nu setai ceva în mod specific, orice pași de vizitare, trimiteai la Google. Acum Google zicea Google că nu furăm datele, noi suntem deschiși. Uite, am făcut partea asta Google History și găsiți toate, tot ce ați vizitat acolo. Vedeți ce deschiși suntem noi? Dar Google Toolbar nu a mai fost actualizat, pentru că la browserele moderne nu mai e necesar Google Toolbar. Google History, în schimb, a rămas și funcționează la fel. Dar și eu chiar vreau să trimit către Google datele alea, dar nu mai pot, că nu mai este Google Toolbar. Dar ai creat cu contul de Google ca să salveze? Nu știu, în momentul ăsta, dacă ai dat. Cred că dacă nu ești logat, Cel puțin când îl setez, sigur trebuie să fii logat, dar nu știu dacă trebuie să fii tot timpul, dar cred că și cred că trebuie să fii tot timpul. Deci ce face? El ia datele, indiferent dacă în ce cont ești logat, și le trimite acolo. Tu dacă te deloghezi și te loghezi în alt cont de Google, programul ăsta, adonul ăsta, trimite-le datele pe care le vizitezi în contul în care ești în momentul respectiv. Trebuie să fii atent cu chestia asta. Niciodată vreau să spun un Gmail, un Google, și-mi trimit datele acolo și am dat, hai să folosesc alt Google. Mă deloghez într-un alt cont, datele mele sunt trimise în contul ăla și salvat acolo. Problema e că nu stai de fiind logat pe Google când folosești un browser și de-aia pare o... De ce nu? Nu știu, dacă nu ai parola să... nu ai dat de acțion de cont să se loghezi automat. Eu mă loghez pe Google când trimit un mail sau să fac ceva cu platforma Google. În Google Chrome, dacă odată ce te-ai logat în Chrome, în... Da, da. Nu Chrome. Asta e pentru Chrome. E posibil să fie pentru alte browsere, aici nu știu cum e dat de browser. Așa, am Google Chrome, folosesc ăsta, se trimite automat, sunt tot timpul logat. Dacă mă uit în altă parte, te schimb din cognito. Bun. RescueTime este un program care monitorizează tot ce va la calculator și salvează și trimite pe internet, pe site-ul lor. Titlul paginii deschise. Adică, dacă sunt în Google Chrome, trimite Google Chrome pe ce pagină sunt, pe toate lucrurile. Dacă sunt în Word și lucrez la un document, trimite Word, asta trimite. Titlul aplicației și titlul documentului deschis. E capabil programul din cu datele astea pe care are să facă niște statistici despre mine. Și în fiecare duminică, îmi trimite o dată pe săptămână, în fiecare duminică, seara, cât de productiv am fost în săptămâna anterioară. Să știu pentru săptămâna anterioară. Și are el niște... Poți să valorezi automat. Nu trebuie să pui programul, te loghezi și el îți zice. Ai stat 3 ore pe Facebook, 5 pe e-mail, 5 în Word și 5 în Notepad. Notepad-ul e productiv, Word-ul e productiv, Gmail-ul e neutru, Facebook-ul e neproductiv. Hai că un calcul din astea, în medie, n-ai fost productiv. Săptămâna viitoare îți fac iar calcul, ai fost sau n-ai fost. Așa trebuie să faci în medie autorizator. Așa te compari în medie autorizatorilor, așa te compari cum ai fost o săptămâna trecută. Zice indicele. Neproductiv, neutru, productiv. Îți face procent. Zice câte ore este la calculator. Bun. Cum automatizezi? V-am zis de IFTTTT, care salvează automat din rețele sociale în alte părți. SugarSync, salvează tot ce apare pe desktop. Dropbox, am niște fișiere de lucru în afară de cele de pe desktop, mai am în altă parte, am vreo 20 ceva de giga la ei, și salvează automat. LastFM salvează music, muzica, RescueTime, aplicațiile deschise, paginile pe care le vizitez, ce tastez, astea se fac automat. E-mail-urile sunt trimise în alte părți. Dacă toate astea se par foarte complicate, aveți o chestie care se cheamă Crash Plan. Există un serviciu care îți pune un program calculator, nu trebuie să faci absolut nimic, dar nimic, nimic în afară să faci programul să completezi ăsta, să plătești ăsta. Te costă $4 pe lună, dar îți avează absolut aproape din calculator. Nu mai faci nimic. Deci nu, toate programul se salvează singur. Nu l-am folosit, dar așa descriu. Așa se poate. Da. Aici poți să faci backup.
Vă recomand să faceți backup-ul la documentele importante din casă, copie realizată de scan și tampilă, la datele din smartphone, la contacte din telefon, eu sunt aplicații care îți fac backup. Dacă n-aveți, dacă aveți telefon smart, poți să iei SIM-ul, să-l pui într-un smartphone, faci backup la contacte. Era o vreme când n-aveam niciun fel de smartphone, îi scriam de mână. Era mai simplu decât aveam 200 de contacte, îi scriam de mână, e mai ok. Deci, am înțeles că mă, mi-am pierdut telefonul, nu mai am niciun contact. Nu e ok. Cât îți ia să scrii 200, îți ia ceva timp, 200 de nume și 200 de telefoane. Dar oricum e mai ok decât să mi-am pierdut telefonul, nu mai am nimic. Deci, nu ok, am dat de programe, soft de... Alea, prostuțe de tot? Prostuțe de tot, alea. Totuși sunt acolo, le pot salva. Le poți avea. Da, erau plăbuți, adevărat. Da. Eu îmi salvez cărțile pe care știez, lista cu filmele pe care le văd, fac poze cu asta. Cu mine fac un alt element, dar nu neapărat așa. Eu mi-am făcut poze în bicicletă, dar și mai mult. Da, ți-a frumos poza, nu? Mi-a fost în tine, m-a zis la poliție, cu ea, echipă de geamă. Dar nu mi-am făcut totul scopul de aia. Am făcut un vizit, am făcut o poză așa. Dar mi-a fost timp. Bun, vă recomand să stocați backup-ul în altă parte decât locația principală. Că dacă lucrați într-un anumit loc, să luați backup-ul în altă parte. Și de fapt, backup-ul contului de gine, în altă parte de gine. Așa făceam o problemă, eu sunt într-o stăță aici, eu făceam. Aveam gine, nu am unde să salvăm. Hai să salvăm un alt gine. Gine, ce poate să întâmple? Da, dar până la urmă, autoritatea era pus-o pe același server. Asta e evident. Da, da. Adică Gmail, bine, too big to fall. Adică, până la urmă, s-ar putea că poate să cadă și el. Cine știe? Mai am o singură prezentare, pe care vă pot să facem după o pauză de 10 minute. Am luat 10. Nu, trebuie să mă cerez 10 minute că nu mai e.